Sărbătoarea narciselor se organiza la preajba în fiecare mai de către autoritățile municipale. Motivul era sărbătorirea florilor albe din Poiană, dar și protejarea plantei prin interdicții pentru a opri ruperea florilor speciale cu nume din mitologia greacă. La marginea pădurii se adunau astfel, cu chef de petrecere, sute de persoane animate de muzică populară, tarabele cu mici și tiribombele care colorau Poiana. De 2 ani de zile însă, această sărbătoare populară nu s-a mai organizat, motivul fiind pandemia. Localnicii regretă lipsa manifestării, dar cel mai grav arată cu degetul dezinteresul autorităților de a curăța de bălării zona de agrement din preajba. Păi cred că de vreo 2 ani. Am mai mult puica. Pandemia. Da. De când e pandemia? De când e pandemia, da. Era frumos, să știți. Era frumos când se făcea, da. Nimic, amaracini. Nu știu ce să vă spun, că eu nu prea le am. Sunt de curând venite aici. Eu știu, poate din cauza banilor, eu știu ce să vă spun. Nu vedeți cum e și cu... Poate și din cauza... Epidemie, da. Cum nebii se numește. Când, acum, anul ăsta? Da. Nu, am în grădină. Au crescut așa la fel ca la toate... A răsăritele, dar sunt păduc acum. Doamne, știți care-i treaba? Numai mărăcini. Asta este. Ce să mai... Eu am la mine în curte, dar trecut. Da, eu n-am fost niciodată. De când eram mic. Era câmpul alb. Ce frumos! Dacă în fostele locuri de parcare din Poiana au crescut buruienile până la stâlpi, în habitatul narciselor era și mai prăpăd. Zona plantelor protejate este afectată de gunoaie, iar florile au crescut prin mărăcini. Sărbătoarea narciselor s-a organizat ultima dată la preajba, pe 12 mai 2019.